Cătălin Botezatu trece prin momente delicate, este internat la o clinică din Istanbul, unde ar face mai multe investigații la inimă. Mai multe surse spun însă că ar fi suspect de o tumoră pe creier. Cu o zi înainte de a ajunge în Turcia, Botezatu a și postat un mesaj foarte trist pe o rețea de socializare. Apropiații lui spun că de fapt ar trece printr-o depresie severă. Cătălin Botezatu a ajuns în Turcia la o clinică de lux din Istanbul specializată în cardiologie, cancer și boli metabolice. Potrivit celor de la Libertatea, un reprezentant al spitalului a declarat că până în acest moment Cătălin ar fi făcut mai multe investigații la inimă, dar și un remene la cap. Rezultatele obținute până în acest moment arată că pacientul Botezatu Cătălin Adrian ridică probleme cardiace, hipertensiune arterială și probleme la nivelul valvei aortice, cât și probleme de neurologie la nivel neurovascular. Designerul are probleme cu inima de mai mult timp. În urmă cu 14 ani a suferit un preinfarct, urmat de alte două de-a lungul anilor. Este foarte, foarte obosit. Nu odată s-a plâns și mi s-a plâns că simte nevoia de vacanță. Cătălin are puseuri de genul ăsta, când își vasă furia, se eliberează, după care își revine. Medicii l-au avertizat pe Cătălin că s-ar impune o operație de bypass la inimă, însă teama l-a ținut în loc. După investigațiile medicale, Botezatu ar urma să se întoarcă în țară la sfârșitul săptămânii.